Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Brawl Stars. După cum vedeți, eu plătesc cont Red. Am mai făcut un episod acum foarte mult timp cu acest cont Red și avem 245 de trofee. Și acum am 2458 de trofee. După cum puteți vedea, eu am 14 brawler la astea. I-am pe aceștia de aici. Pam și Jackie mi-au picat astăzi. Pam și Jackie, când eram împreună cu o prietena mea, Sâcârâdele o chemă pe ea, să vă arăt în clanul care sunt, dacă vă interesează să intrați, se numește Sâcapară.barajos.pauzadelia și e aici care crea grupul. Așa, eu sper cu 8 în acest grup și asta e un cont al meu, Gabi1234, uitați, am 16 brawler pe ăsta, uitați-vă. Ăștia-s brawlerii mei pe contul ăsta, da, am mai puține trofee, sunt bolul cu 11 pe el. E bine. Și primul loc este Rareș, un prieten al meu. Are 27 de brawler, da. Astăzi vom încerca să ajungem la suma de 250 de trofee în acest episod. Și cred că voi începe să joc tot cu Brock pentru a duce la... Știți măi, care cel mai mult? Hai să joc cu Dynamite ca să fac de Power 10. Ok. Cu Dynamite este să strângi câte mai... Deci tactica cu Dynamite este să strângi cât mai multe, dar astea să nu te bați, pentru că Dynamite nu e de bătaie. Trebuie să fugi cu Dynamite în caz de orice și să dai. Da, vedeți? Uite, după ăsta îi dau. Fugi. Am murit cu Dynamite. E, dar oricum. Dacă am picat un plus, un trofeu, dacă nu mă sunt sau zero. Da, nu prea mă pricep cu Dynamite, dar o să mai dau un match. Stai așa, vrei să mă rup puțin cam tare, o să-l dau mai încet. Așa. Deja am ajuns la o sumă destul de mare de 50 de abonați pe canalul ăsta. Dacă v-ați uitat la episodul meu trecut din Max Payne, vă rog dați un like și la episodul ăsta și la episodul meu trecut și în caz că nu sunteți abonați, nu vă costă nimic, nici măcar un ban și abonați-vă și dacă nu vă mai place ce fel de videouri de gaming fac eu sau gaming vloguri, puteți să vă dezabonați pentru că eu nu mă supăr, asta e viața, lumea se mai schimbă, dar nu știu, faceți ce vreți. Nu vă oblig să vă abonați. Fac. Ce e să mor aici? Aici. Și aici îi dau la asta. Nu, ce. Du-te mai acasă. Și dau. Așa. M-am murit și am, măcar e bine. Bine că am omorât așa. Plus un trofeu. Mai bine decât nimic am. O să mai joc cu Daniel, mai ca Barra, să joc cu Jackie, pentru că dacă tot este noul nostru caracter și noul brawler din acest joc, cel mai nou, voi juca cu Jackie în match. Așa. Deja filmez de vreo 3 minute. E bine. Așa, Jackie după mine e cam aproape cel mai bun, pentru că farmez foarte repede și ai și ultima ta e super. Uitați, asta vine pe mine, rupte mă acasă, îi fac. Nu mă omoară repede. Uitați cum fuge acum și jocul ăsta. Mie pleacă acum acasă și du-te pe chesturi. Stai și cum e pe. Fac, trebuie să mă regenerez. Pentru că dacă îmi pierd viață, mă rup pe chesturile astea două mai bine. Că mă farmez mai tare și așa pot să o bat pe urât asta de aici. Du-te mai acasă, tu n-ai auzit română. Acum, iau-te, poc, îi fac pe amândoi. Îi dau și la asta. O mai trag o dată, îi dau încă o dată. Și încă o dată și gata. Era să mor aici, dacă mai îndădea aia un hit, eram rupt. Ăla era. În fine. Ok, a fugit. Hai să merg pe asta. Nu mă pricep foarte bine la jocul ăsta. Adică știu să joc, nici chiar foarte bine să fiu pro player sau ceva, dar totuși nu sunt ultimul nap sau de-astea, pentru că nu-i greu jocul. Dacă ai tactică, nu-i greu deloc. Hai să-l prind pe ăsta. Că și așa să dați seama nenea ăsta, că nu mai are nicio șansă. Așa.
am câștigat. Jackie e super simplu să câștigi. N-ai treabă. Așa. Ok, deja mai am foarte puțin. Deci eu astăzi când am început să mă joc, aveam... eram la 270 de trofee aveam. Și numai astăzi am făcut aproape 200 de trofee, după cum puteți vedea. Așa, mai ne băgăm un meci cu Jackie pentru că fac trofee rapide. După meciul ăsta ne băgăm și un meci cu Pam, să vedeți cum joc și cu Pam. Apropo, dacă vreți să-mi dați prietenie, mă căutați R-E-D cu toate literele mari sau intrați pe clan. Adică, nu aveți cum să-mi dați altfel prietenie, intrați pe clan, adică. Pentru că clanul are multe trofee, jucăm des. Și sunt prietenoși, nu sunt ăștia care înjură sau toxici, nu. Pe Fortnite, dacă vreți să-mi dați ad, căutați GabiX550, pentru că deja numele de Gabi770 a fost luat și nu mai am putut să-l pun. Și dacă vreți să-mi dați follow pe Instagram, căutați-mă GabiXGeorge. Am o poză cu sâcârii de ea, nu să-i spun numele adevărat. Ăla-s eu. Căutați-mă, dacă vreți. Așa țeapă, prietene. Na, nu mai merg. Las acolo. Așa, și căutați-mă dacă vreți să dați și prietenie pe Facebook, căutați-mă Gabi George la fel. Așa, pe Instagram. Și pe TikTok, să nu uitați să mă căutați tot, Gabi George mă cheamă. Peste tot, căutați-mă Gabi George pe Facebook, Instagram sau TikTok. Și dacă vreți să mai dați, mai am încă un cont pe nume Gabi770, care are 23 de followeri, ăsta are mai multicele, așa că abonați-vă, dați follow-uri la care veți. Așa, o să-i dau ăsta și s-a dus, prietene. L-am făcut și pe ăsta. Ok, rank 7. E bine. Hai, cum mai am puțin să fac. Hai să jucăm și un meci cu Pam. Pam. Așa, hai să dăm. Ready? 7 minute deja. Wow. Videoclipul trecut, țin minte că am făcut în jur de 13 minute. V-am prezentat primul chapter din Max Payne. Jocul e super. Merită tot atenția. Fac. Pleacă. Du-te acasă, n-ai altă treabă. Dau heal-ul, pa. Mama, a scăpat multe de cuțit aici. Dacă îi dau ăsta și l-am omorât, nici nu-mi vine să cred că m-a scăpat aici, la faza asta. Aici merg heal, îi omor pe amândoi. Și uite așa se câștigă un meci. E nici că l-am câștigat momentan, dar mai am puțin și îl câștig. Așa. Și la fel aveți, dacă vreți să căutați și pe Sâcârdelia, căutați sâcâr.barjos. pe Instagram, pentru că la 100 de follow-uri își va arăta fața, așa că dați follow mai repede acolo, pentru că să vedeți fața. Așa, fac. Bun. Șu! Sunt pro player, vedeți? Știu să joc. Mamă, ce proastă să s-a dat de gol. Stați așa că o să pun puțin pauză pentru că am trebuit să iau nu știu ce pastilă, nu știu. Voi reveni. Gata, băieți, am revenit. Am luat acea pastilă și după cum puteți vedea, mai am două meciuri. Trebuie să mai câștig un meci și încă unul dacă s-ar putea. Și voi reuși. Hai să jucăm frumos cu Barley pentru că nu prea mai jucă cu Barley în ultima vreme. Aceeași tactică ca la Daryl. Daryl Dynamite.
Ați văzut cam că de vreo cam o lună n-am mai postat. M-am reîntors cu episodul de Max Payne și cu acest episod. Acum că nu prea mai avem școală, nici așa, aveți timp să vă uitați la mine și la alți youtuberi, dacă vreți să uitați-vă și la mine, pentru că fac și eu chestii mișto totuși. Că și youtuberii mari tot așa au început cu 50 de abonați. Nu te cred că omor pe asta. Shit. A murit prost. Nu te cred că a scăpat. Pat. E bine. Plus 3. E ok. Hai, acum nu se mai poate așa ceva. Deci eu iau pe Jesse. Hai să iau pe Asenie Gustas. Shelly. Și ready. Câștigăm un meci și ajungem la 2500 de trofee. Așa. Shelly câștigi 0 de tot pentru că Shelly e Shelly, adică e foarte puternică. Dacă și știi să joci cu ea, în primul rând. Am rupt pe urât asta. Nu. E sniper bun de tot ăsta, nu mă rupe. Tu salami ăsta vrei bătaie, nu? Da, m-am retras, pa. Dă-l încolo de loot. Mami, să mă lani, du-te acasă, urâtule. Păi lutul meu, l-ai furat, te-am furat și-o pe tine acum. Mamă, de meciul plin de bull, 4 bulls sunt pe aici, 3. Mamă, deci 3 bull. Uite-l, unul acolo, unul aici și l-am omorât-o pe ăsta. Eu sunt singura fetișcană de aici. Nu te cred, plin de bull pe meci. N-am mai văzut așa ce o să mor eu. Oh, pe tine te fac ușor, prietene. Acum ai. Nu, așteaptă că se face zona mică, să vezi ce-ți fac. Poc! Și acum piu. Gata, meciul câștigat. 2500 de trofee. Hai să vedem cine așteaptă în acel chest. Așa, chestul Kinder Surprise ne așteaptă. Se pare că nimic important. Măcar am crescut un trofee. Destul de mult. Mai am puțin și-l fac și pe Boo. Este bine. Cam asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, de subscribe, ca să încă n-ați făcut apăsarea pe buton și noi vom revita în următorul meu episod. Pa!